v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Primarul municipiului Dorin Florea a adus ca în fiecare an în semn de recunoștință un omagiu celui care a fost o personalitate marcantă pentru orașul nostru, sub mâna căruia s-au construit clădiri reprezentative pentru Târgu Mureș, și anume Bernadi Gheorghi. Primarul municipiului Dorin Florea spune că însușirea cunoștințelor în ceea ce privește evoluția orașului și cunoașterea personalităților care au contribuit activ la conturarea municipiului reprezintă un prim pas în a înțelege care este modul în care funcționează administrația locală. O fac de fiecare dată și în fiecare an cu multă recunoștință, pentru că prin prisma mea pot să văd lucrurile un pic altfel decât ceea ce vede un om obișnuit. Și știu ce înseamnă, cunosc și istoria foarte bine a activității administrative a primarului Bernadi, ca și a lui Dandea. Și atunci încărcătura emoțională a mea de în fiecare an când depun o coroană de flori este pe măsură. Bernadi Gheorghi a fost cel mai activ primar din istoria localității. În timpul mandatului său a fost modernizat orașul prin ridicarea de noi clădiri administrative, crearea sistemului public de apă și energie electrică, realizarea canalizării, asfaltarea drumurilor, proiectarea celor 117 străzi noi și vinderea a 3000 de parcele pentru construirea de noi case. Le doresc tuturor cetățenilor să înțeleagă că administrația nu e un lucru ușor și mai ales să nu creadă că administrația chiar se poate face de oricine sau, mai nou, cum în România se banalizează totul. Trebuie să faci dovada de cele mai multe ori că trebuie să duci pe cetățeni și să-ți asumi o responsabilitate, nu a domina un haos, ci pur și simplu a impune o anumită ținută, o anumită conduită, să zicem, o anumită seriozitate și multă tenacitate. Pentru a marca, așa cum se cuvine, memoria înaintașului său, la cârma municipiului, edilul Dorin Florea a depus în fața statuii, situată în piața care poartă numele fostului primar, o coroană din partea instituției pe care o reprezintă. Răsturnări de situație, acuzații grave și interese de grup în spatele insolvenției societății Salu Reserve. Ultimele decizii ale instanțelor au schimbat situația. De fapt, în acest caz, miza este averea lăsată în urmă de omul de afaceri mureșean Sorin Țerbea. Modul în care a fost administrată procedura insolvenței Salu Reserve, cine este în fapt administrator special, cine este creditorul majoritar, dar și cine este acționarul majoritar, sunt doar câteva din întrebările pe care le ridică acest caz. Dacă în privința acționarului majoritar lucrurile par a fi clare, situația este diferită în cazul celorlalte întrebări. Această procedură de insolvență a fost introdusă la cererea acționarului majoritar, respectiv Țerbea Georgian. Tot Țerbea Georgian a numit, conform legii, și administratorul special, respectiv Bătă Claudiu, la sugestia domnului Sălcudean, finul domnului Sălcudean. Există o hotărâre care nu e definitivă, dată de domnul Pașcu, în sensul în care doamna Țerbea Georgiană nu are calitate de acționar majoritar. Atunci eu vă întreb, cum? Și această calitate cui îi revine? Astăzi, când stăm de vorbă, dacă stăm să ne uităm efectiv la ceea ce apare la Registrul Comerțului, da? Societatea Manadas este acționar majoritar. Nu Țerbea Georgiană și nimeni altcineva. Că într-adevăr Țerbea Georgiană a fost cumpărător de bună credință și că într-adevăr a achiziționat acțiunile nu de la Manadas, de la un anume Pauliner, ai cu totul și cu totul altceva. Dar noi discutăm, de fapt, în strict pe ceea ce se întâmplă. Se naște astfel întrebarea. În condițiile în care domnul judecător Lupașcu avea spre justa soluționare cauze cu privire la structura acționariatului și cum dosarele sunt atribuite pe principiul aleatoriu, de ce domnia sa nu s-a recuzat? Situația este cu atât mai complicată cu cât există și societăți care înregistrau creanțe semnificative, dar care nu și-au putut exprima punctul de vedere. În această situație se află și societatea Ave Construct, ce a fost exclusă de la masa credală prin metode dolozive. În urma demersurilor legale a fost admisă pentru recuperarea datoriilor și exclusă din nou ulterior. Situația însă s-a schimbat și în ceea ce privește creditorul majoritar, acesta nemai fiind o bancă, ci administrația finanțelor publice, așa cum se prefigura conform informațiilor prezentate de către postul nostru de televiziune. Demersurile sunt însă complicate și dificile. Cine va avea câștig în cele din urmă în această cauză complexă, rămâne să vedem. Între timp însă o răsturnare de situație schimbă total datele problemei. Începând cu luna trecută, în data de 23, a fost dată o lovitură sub centură tuturor persoanelor. Și spun lucrul ăsta pentru că încă din 2008 exista un dosar
de rezoluționare a contractului de vânzare-cumpărare între Salubriserv și fostul Mampel, fosta fabrică de mânuși. În 23, luna trecută, s-a dat o hotărâre definitivă și irrevocabilă, care sună în felul următor. Societățile sunt repuse în situația anterioară. Cu alte cuvinte, astăzi când stăm de vorbă, Salubriservul nu mai are calitate în ceea ce constă anumite locații, da? Și Mampelul a devenit proprietar. Problemele rămân, iar acuzele la adresa celor ce au administrat procedura insolvenței sunt grave, ele vizând chiar însușirea de bunuri în condiții neclare. Mai multe amănunte despre acest caz și pozițiile tuturor celor implicați vă vom prezenta în jurnalele viitoare. Promovarea învățământului profesional reprezintă o prioritate asumată atât de primăria municipiului Târgu Mureș, cât și de conducerea instituțiilor de profil. Astfel, în orașul nostru a fost prezentă o delegație sosită din Germania pentru a le explica tinerilor interesați de profesiile delicate întreținerii și înfrumusețării corpului, care este modalitatea prin care pot deveni buni practicanți în domeniu. Peste câteva ore, elevii Liceului Tehnologic Traian Vuia din Târgu Mureș au acordat atenție informațiilor furnizate de profesorii germani. Evenimentul reprezintă un pas important în stabilirea unui parteneriat între instituțiile de învățământ care promovează aceste specializări din municipiul nostru și cele nemțești. Liceul nostru are în programa de învățământ, în planul de școlarizare, specializarea coafor stilist la liceu, iar la școală profesională frizer coafor manicurist pedicurist. Anul acesta, având în vedere că primăria s-a angajat foarte mult ca să reabiliteze învățământul profesional, tema târgului de arte și meserie este înfrumusețarea corpului omenesc. Fapt pentru care noi suntem angrenați, deci școala cea mai angrenată în acest proiect. Președintele Universității Culturale Științifice Târgu Mureș, Czegzis Sándor, spune că această întâlnire este prilejuită de Târgul de Arte și Meserii, eveniment ce se dorea a fi inclus în programul simfoniilor de toamnă. Însă din cauza concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor de directori, acesta va avea loc săptămâna viitoare. Putem să arătăm o experiență pozitivă la nivelul Germaniei, atunci implementarea unor tehnici ar fi mai ușoară aici. Țelul nostru este ca în urma acestei întâlniri să se realizeze deja colaborări directe între elevii de aici și elevii din Mannheim, respectiv profesorii din Târgu Mureș și profesorii din Mannheim. Am chemat și liceul de specialitate de profil de la Sfânt George de Pădure și dorim să dezvoltăm relația și aceasta internă. Organizatorii evenimentului spun că în perioada viitoare se vor organiza schimburi de experiență în care grupe de elevi și profesori din orașul nostru vor merge pentru un stagiu de practică în Germania, iar liceele de profil târgu mureșene vor găzdui grupuri nemțești. Cetatea medievală din orașul nostru este locul în care, timp de câteva zile, târgu mureșenii vor putea achiziționa cele mai bune produse direct de la producători. Târgul produselor alimentare tradiționale reprezintă cadrul propice pentru promovarea producătorilor autohtoni și a celor veniți din alte colțuri ale țării. Produse de patiserie, brânzeturi, mezeluri și deserturi sunt doar o parte din exponatele regăsite pe tarabele producătorilor. Modul de prezentare, mirosul și gustul acestora atrag atenția tuturor celor prezenți în cetatea medievală din orașul nostru. Ce v-ați prezentat astăzi la târg? Cu uleiuri presate la rece. Sunt un producător de uleiuri presate la rece din Ogna Mureș, județul Alba. Semințele se selectează, apoi se presează la presa mecanică, apoi se depun în niște recipienți mai mari unde se decantează și durează în funcție de temperatură aproximativ 3 săptămâni până la o lună de zile. Ne-am prezentat cu diferite produse apicole care constau în miere de zmeură, miere de tei, polifloră de munte și din zona Mureș. Mierea cu miez de nucă, e un deliciu mai mult decât o prăjitură. Mierea cu cătină, tinctură de propolis. Este brânză maturată în stil elvețian. Actualmente avem la noi brânză de 3 luni și de 2 luni. Cea de 3 luni este natur și cea de 2 luni este în vin roșu. M-am prezentat cu suc natural de coacăz negru. E presat la rece, încăzit până la 80 de grade, adică pasteurizarea, să nu înceapă fermentația, dar vitaminele rămân, și după aia e pus în sticlă în vacuum. Vacuumul, aici e vacuum. Când se deschide, se pune în frigider.
Printre cei care au trecut pragul târgului s-au numărat și primarul municipiului Dorin Florea. Edilul s-a arătat încântat de activitatea producătorilor și de numărul semnificativ al celor interesați de produsele preparate într-un mod natural. Mă bucur foarte mult că județul nostru este capabil să ofere astfel de produse. Eu îndemn pe toată lumea să le cumpere cu plăcere și pe producătorii rog să lase un leu mai ieftin, pentru ca să fie la anul viitor să vândă dublu. Și îmi place să văd, să discut cu ei, să văd metode de procesare, dar discut și de prețuri cu toată, cum să zic, implicarea, pentru că un marketing sănătos și o afacere pe termen lung să merge de la bun început cu oarecare dăruire și mai multă muncă de promovare a produsului. Când începe să nu mai fie găsit, înseamnă că atunci poți să ridici și prețul. Târgul produselor alimentare tradiționale va fi deschis celor pasionați de domeniul culinar în fiecare zi a simfoniilor de toamnă. O seară excepțională a fost oferită Târgu Mureșenilor de două nume de excepție ale muzicii românești, Marcel Pavel și Vlad Miriță. O incursiune pe tărâmuri muzicale în acompaniamentul Orchestrei Simfonice din Târgu Mureș. O seară magică alături de mari artiști ai țării. Asta au trăit târgu mureșenii care au luat parte la concertul organizat la Palatul Culturii în cadrul Simfoniilor de Toamnă, care se desfășoară în această perioadă în orașul nostru. Alături de Târg Mureșeni a fost și consilierul personal al primarului, Claudiu Maior, care invită pe cetățeni să se bucure în această perioadă de spectacolele pe care municipalitatea le oferă în cadrul celei mai frumoase sărbători a toamnei. Au început ca în fiecare an simfoniile de toamnă, chiar dacă unii cunosc această festivitate sau manifestare ca și zilele vinului. Noi invităm pe toți Târg Mureșenii aceste zile în toate părțile orașului, pentru că avem manifestări începând de la cetate până la parcul municipal și, de ce nu, chiar în fața teatrului. În ceea ce privește spectacolul din seara aceasta, cu Marcel Pavel și Orchestra Simfonică din Târgu Mureș. Concertul a oferit un spectacol de mare clasă celor prezenți, astfel de evenimente fiind organizate cu fiecare prilej de sărbătoare de către municipalitate. Muzeul etnografic Anton Badea din Reghin a fost gazda unui deosebit atelier de cusut pe etamină. Modele florale, forme geometrice, dar și motive tradiționale, toate au pus în mișcare atenția și creativitatea elevilor de liceu. O grupă de elevi al Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin au luat parte la atelierul Povești cu Sute, organizat în Muzeul Etnografic din oraș. Aprofundarea unor cunoștințe deja predate și a unor înțelesuri deja existente, fie sesizarea altora noi prin semnificația obiectelor și a expozițiilor din muzeu sau prin obiective concrete ale unor activități desfășurate în muzeu, cum este și cea de astăzi, Povești cu Sute, în care elevii de data aceasta de la Liceul Lucian Blaga vor învăța semne și simboluri întâlnite în broderia tradițională românească. Proiectul este o experiență colaterală școlii prin care elevii își pot aprofunda cunoștințele prin extinderea unor limite ale disciplinelor deja predate în școală. Și-au ales motive, am avut niște planșe, le-am sugerat să și le aleagă pe cele mai simple la început, fiind începători, și fiecare ce i-a plăcut, ce culoare și-a ales. Cum se descurcă? Destul de bine. Fete sau băieți toți au încercat să-și arate talentele în ale cusutului, încercând să reproducă cât mai bine modelele alese. Eu nu prea bine, acum m-am apucat, că de mult timp n-am mai făcut asta, dar mie deja îmi place, na, că așa ca român cum sunt. Necesită răbdare, dar te relaxează într-un fel. Ai mai făcut asta? Nu, e prima dată. Și crezi că vei mai încerca? Da. Muzeul etnografic din Reghin nu este străin de un asemenea atelier. Activitățile tradiționale și meșteșugurile arhaice sunt aduse mereu în atenția elevilor din municipiu.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Reghin și Casa de Cultură Dr. Eugen Icoară, organizează în perioada 27-28 octombrie cea de-a patra ediție a festivalului concurs de interpretare a cântecului popular Mureș, dorurile tale. Detalii despre eveniment au fost date în cadrul unei conferințe de presă. Evenimentul își propune să contribuie la descoperirea și promovarea tinerilor interpreți amatori de muzică populară și la stimularea interesului public pentru receptarea creațiilor autentice. Cea de-a patra ediție a festivalului de interpretare concurs Mureș, dorurile tale, adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, va avea loc în data de 27 și 28 octombrie la Casa Municipală de Cultură Eugen Icoară, cu începere la ora 17 în ambele zile. Participanții vor fi acompaniați de Orchestra Casei Municipale de Cultură Dr. Eugen Icoară. E un concurs județean, sunt cei 14 concurenți care vin din toate zonele folclorice ale județului și, bineînțeles, alături de ei, invitații speciali care vor susține recitaluri. Nume consacrate deja ale cântecului popular românesc, sperăm nume care vor atrage și publicul reghinean la acest spectacol. Scopul organizatorilor este de a pune în valoare cântecul popular autentic, precum și frumusețea costumelor populare din diferite zone etnografice ale țării. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@știtv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. La revedere!